Iobii tute. În scrisă rândul altor zeci, la fel de mari și cunoscute cu binecuvântări pe veci. Căci mai ușor ea deschide fereastra gurii să vorbești și mult mai greu s-o poți închide în fața dulcilor povești. Aș ști să taci în orice vreme, când vorba ta e de prisos, mai bine alții să-ți-o cheme. E mult mai greu, dar e frumos. Aș ști să taci, e o comoară în lumea noastră de dureri. Ea-ți face viața mai ușoară și astăzi, mai frumos ca ieri. Aș ști să pui o strajă gurii când alții te batjocoresc, să nu răspunzi cu urăurii a celor care te lovesc. Aș ști să taci în încercare apasă umărul tău slab, în loc să cauți alinarea la semenii tăi mai degrab. Aș ști să taci oricând ia seama, e o înfrângere a vechii firii, când limba ta își cere vama, oprește-i relile porniri. Și dacă vrei să înveți tăcerea, privește la divinul miel și cere-i. Cere-i Domnului puterea să poți să taci și tu ca el, când îl loveau cu înverșunare, când chinul morții l-a cuprins, când suferința era mare, el nu a dat niciun răspuns. Și pentru ce ai vorbit într-una? Nu știi că vorbele se duc și nu mai poți să strângi niciuna, s-o pui în lanțuri sub papuc? Mai bine taci, e mai cu minte. Nu te lăsa de vorbe dus, decât o mie de cuvinte, mai bine o tăcere în plus. Amin.